Iar ministrul apărării lansează un atac extrem de dur la adresa președintelui Iohannis pe tema prelungirii mandatului șefului statului major. Într-o postare pe Facebook, Gabriel Leș susține că a respectat toate procedurile. Mai mult decât atât, ar fi încercat să discute cu Iohannis pe această temă. Mergem însă pentru moment la Ministerul Fondurilor Europene, acolo unde Romana Plumb face declarații, o ascultăm. Acum, la început de an, România prinde viteză. Chiar în aceste zile, când România a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în ceea ce privește absorpția fondurilor europene, ea se cifrează la un procent de 26%, apropiat de media Uniunii Europene, care este de 27%. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor colegilor, tuturor autorităților din România, dar și Comisiei Europene, doamnelor și domnilor comisari, cât și direcțiilor de specialitate ale Comisiei Europene, cât și beneficiarilor pentru acest rezultat. Să nu uităm că România a pornit de la o rată de absorpție zero, iar din 2017 și până acum am ajuns la 26%. Am trimis la Comisia Europeană în decembrie, spre finalul lunii, mai multe cereri de rambursare și așteptăm să se întoarcă în România cât de repede încă 355 de milioane de euro. Acest procent de 26%, cât este prezentat și pe site-ul Comisiei Europene, în cifre absolute înseamnă aproape 8 miliarde de euro. 8 miliarde de euro investiții de care au beneficiat și beneficiază în continuare milioane de români, autoritățile locale și, de asemenea, tot ceea ce înseamnă mediul de afaceri. Am să vă rog să-mi permiteți să prezint câteva dintre beneficiile aduse prin investițiile finanțate din fondurile europene ca urmare a implementării proiectelor de 8 miliarde de euro. Sunt sprijinite 12.000 de întreprinderi mici și mijlocii. S-au creat 24.700 de noi locuri de muncă. 110.000 de șomeri sunt sprijiniți, din care 58.000 de șomeri deja și-au găsit un loc de muncă. 200.000 de tineri sunt sprijiniți pentru a-și găsi un loc de muncă. 133.000 de persoane beneficiază de măsuri de formare profesională, de ucenicie și stagii. În ceea ce privește zona de educație, 50.000 de studenți beneficiază de sprijin pentru participarea la învățământul terțiar. 29.000 de cadre didactice din învățământul terțiar beneficiază de programe de formare și schimb de bune practici. 3.400 de studenți doctoranți și 1.500 de cercetători primesc burse. De asemenea, 80.000 de elevi primesc burse lunar. În sectorul de sănătate, 110.000 de persoane beneficiază de programe de depistare precoce, screening, diagnostic și tratament precoce, precum și acces la o serie întreagă de tratamente absolut necesare. 15.000 de asistenți maternali beneficiază de sprijin financiar și de cursuri de perfecționare. 24.000 de cadre medicale sunt formate și urmează cursuri. 168.000 de gospodării au acces la internet. Avem 170 de proiecte de inovare, care înseamnă atât transfer tehnologic, aplicabilitate, produse inovatoare. În ceea ce privește infrastructura, metrou, avem 4 contracte de finanțare semnate cu un buget de 400 de milioane de euro. În ceea ce privește infrastructura rutieră, avem contracte semnate de 3,8 miliarde de euro și încă 2 proiecte care au fost transmise la Comisia Europeană de 1,4 miliarde de euro.
În ceea ce privește infrastructura feroviară, avem contracte semnate de 2,3 miliarde de euro. În ceea ce privește sectorul de mediu, apă și apă uzată, deșeuri, situri industriale contaminate, schimbări climatice, avem 4,7 miliarde de euro contracte semnate și beneficiază în acest moment 4,6 milioane de români de servicii de calitate de apă și canalizare. De asemenea, în ceea ce privește evoluția fondurilor europene, se vede foarte clar că România prinde viteză, că de la an la an, de la lună la lună, aș putea spune, crește absorpția prin implementarea proiectelor care beneficiază de finanțare din fonduri europene. Astfel avem un plus de 3 miliarde de euro față de anul 2017. Sigur că aveți prezentarea și în ceea ce privește sumele pe fiecare program operațional pe care România le-a primit de la Uniunea Europeană, atât în ceea ce privește investiția în capital uman, cât și investițiile în zona de mediu, în zona de mediu de afaceri, la autorități locale și așa mai departe. Rata de contractare. După cum bine știți, în 2017, la început, am plecat cu o rată de contractare de 5%. Am ajuns la o rată de contractare, acum când vorbim, de 71%. Iar în ceea ce privește plățile efectuate către beneficiari, în sumă absolută, ele se cifrează la 4,4 miliarde de euro și am deschis linii de finanțare de 90% din totalul alocat pentru România. Dacă vorbim despre una dintre problemele care au generat în cei 11 ani de la aderare anumite blocaje sau încetinire ale ritmului de absorpție ale banilor europeni, în primul rând referim la birocrație. Ce am făcut? După cum bine știți, am început procesul de simplificare, astfel încât accesul beneficiarilor să fie mai rapid, mai transparent și cu un control mai eficient în ceea ce privește utilizarea banilor europeni. Acest obiectiv va continua și în perioada anului 2019. Ca o concluzie, nu numai că România nu a pierdut niciun euro din banii pe care îi avem la dispoziție în acest exercițiu financiar, ci chiar câștigăm în fiecare zi bani pentru cetățenii noștri. Acesta este obiectivul nostru prioritar și în perioada următoare, în care ne vom ocupa deopotrivă de prezentul României, continuând să accelerăm procesul de absorpție, dar în calitate și de deținători ai președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, ne vom ocupa și de viitorul comun al Uniunii Europene. Vom face tot posibilul ca prin politicile promovate...